Lucrarea se numește Călăuză, a fost expusă întâi în anul 84 la aceeași expoziție pe care o mai citasem la, la galeria Baukunst din Köln, o galerie splendidă din nordul Germaniei. Ce exprima această idee era vorba de un, un, o formă masivă, o formă masivă ca un cub din care uh, se desprinde un grup de uh, de personaje, ca să le spunem așa, deci de, de elemente figurative care prin ritmicitatea și multitudinea lor creează acea idee de mulțime care a fost proprie lui Peter și pe care a dezvoltat-o în câteva lucrări de așa manieră încât am putea să definim o temă specifică lui mulțimea. Dar această mulțime avea în... în, în, în Înainte, mergător, un personaj care apare în anumite variante pe care Peter le-a avut cu această lucrare. Și voi exemplifica acest lucru sperând ca să se vadă în imagine cum din întreaga această, această mulțime de personaje se desprinde. Acestea aveau mai multe elemente figurative, aveau cap, aveau corp, deci aveau un grad de stilizare mai redus, astfel încât ele să poată să, să semnifice și să sugereze ideea de mulțime. Lucrarea era în, făcută în 1984, în anii comunismului, în anii uh, lui Ceaușescu, cei mai negri. Începuseră să fie anii foarte grei ai comunismului uh, Ceaușist. Și uh, voi evoca un mic moment biografic în legătură cu această lucrare. Peter lucra la atelier până seara târziu și țin minte că vrea să facă într-o seară o mică demonstrație, pentru că el nu s-a ocupat de uh, portretizarea marelui conducător sau a cuplului prezidențial și îmi spunea întotdeauna că nu e foarte greu să fac acest lucru, dar că era o opțiune să nu o facă. Până când, într-o seară, venind de la școala unde eu predam ca profesoară, s-a prelungit un pic programul meu acolo și ajung la atelier și deschizând ușa, lucrarea era în gips, bineînțeles, pe sela lui, și era în atelier, lucra la ea. Și în fața grupului de personaje care ieșeau din această masă a cubului era Ceaușescu. Semăna atât de, de bine și era atât de bine uh, reprodusă imaginea lui Ceaușescu, încât eu m-am speriat. Iar Peter a făcut o demonstrație pe care, din păcate, nu mai am decât în memoria mea și nu o pot reproduce decât de acolo, cu uh, cuțitul de, uh, cu care el lucra lutul, a început rând pe rând să fasoneze uh, Chipul personajului care îl reprezenta pe conducător, și să-i taie trăsăturile de care îl individualizau ca uh, personaj uh, istoric, și să, să traducă astfel și să părăsească astfel zona aceasta a, a politicului, uh, transferându-și lucrarea într-o zonă a uh, ideii de mulțime, de înainte-mergător, de călăuză așa cum apare în lucrarea pe care uh, vă arătasem eu mai înainte. Urmează și o a treia etapă a acestei uh, bici istorii, pentru că Peter niciodată nu se mulțumea să-și lase lucrarea în forma în care uh, o pornise, ci în permanență gândea asupra ei și era uh, dispus și tentat chiar să, să o îmbunătățească, pentru că era evident că este o dinamică a felului în care artistul însuși evoluează și a felului în care artistul evoluând personal transferă asupra operei această evoluție și o modifică. Um, avea un negativ al lucrării, pentru că lucrările se turnau în bronz și aveau nevoie de o formă de gips negativă care să preia um urma lucrării pentru turnare. Și asta a stat multă vreme pe raftul lui. Peter a murit în 2009. Acum trei ani, așteptând să, expună, să, fac o expoziție la Muzeul din Craiova, am găsit negativul lucrării, lucrarea nu mai exista, era înstrăinată, și am găsit negativul lucrării, l-am dat la turnat, fără să am pozitivul lucrării. Și a ieșit această lucrare, mult mai epurată formal, mult mai aproape de sensul monadelor pe care Peter le-a făcut, în care figurația chiar aceea intermediară, pe care la un moment dat o lăsase, și lăsase mulțimea să, să se citească, ca formă a mulțimii, dispăruse, și acum, practic, găsim o lucrare sintetică în care un masiv corp monolitic lasă să se desprindă din carnea lui, să se desprindă câteva figuri care să, să fie acele figuri simbolice ale uh, mulțimii care uh, premerge o mișcare de idei sau care premerge o mișcare de ideatică este o istorie pe care, de asemenea, aș vrea să o transfer ca, ca mod de creativitate pe care Peter a abordat-o, pentru că la fel a procedat și cu alte lucrări în cursul timpului și spre pildă la aceeași expoziție din 84 de la Köln a avut o lucrare care se numea Zidul. Era. Gândiți-vă că era vorba despre perceperea noastră a, a lagărului în care noi existam, închiși după o cortină constrângătoare. Zidul era pe din afară un zid inaccesibil, aproape lis, aproape, aproape curat, iar pe dinăuntru avea o figurație umană, dar era un zid compact. Câțiva ani după aceea, era în 84 inițial, câțiva ani după aceea, invitat la un simpozion la care, în anul 92, în Franța, a reinterpretat această lucrare și lucrarea Zidul, care era un, acest zid constrângător, a secționat-o în trei piese distincte care puteau să fie modelate și modulate în chipuri diverse. Pentru că în acel moment credința lui era că aceste, aceste mulțimi din interiorul unui, unui spațiu concentraționar se pot desprinde și se pot reconfigura în diverse alte moduri în care în, care, în momentul acela el credea. Procesul a fost în anii de ruptură, dintre 89 și mai târziu. A fost regăsit și în alte lucrări. Inițial, lucrarea care actualmente este monumentul eroilor In Memoria, situată în Timișoara, și care, care a fost legată de morții orașului care n-au fost îngropați și nu și-au găsit mormântul. A existat într-o formă anterioară, din anii 84, și uh, în aceeași expoziție prezentată, sub numele de geologie. Cine putea să-și imagineze în 84 că, că, de fapt, artistul prefigurează într-un fel ceea ce se va întâmpla câțiva ani după aceea. Dar pentru artist. Uh, Trupurile umane care sunt clădite unele peste altele nu au numai uh, această... Uh, căldură și, și febrilitate a unui moment cum a fost momentul acela din 89. ci dacă noi ne uităm în istorie, istoria întreagă poate să fie citită ca un fel de stratificare a unor, a unor straturi ca și straturile geologice, a unor straturi umane peste care timpul trece, creând astfel istoria. Deci uitați vă cum acest proces de creativitate în interiorul Mecanismelor creative uh, ale, ale sculptorului uh, sunt, erau în permanență în alertă și creau în permanență altceva. Vorbește Janos Șechernieș, unul dintre monografii lui Peter, despre o lucrare uh, care în anii 70 uh, a fost revoluționară pentru gândirea figurativă sau non-figurativă uh, sintetică a lui Peter, și vorbește despre lucrarea anumită protest care protestul era chiar un protest cu brațe ridicate, cu brațe uh, figurativ uh, exprimate și care într-o bună zi artistul uh, le-a crescând, așa cum spuneam, că, că modificându-și el uh, și modificându-se din sine și parcurgându-și etapele de, de, creație și de sinteză, n-a făcut altceva decât să reteze uh, formele prea, uh, prea vii. Peter vorbea despre sculptură ca fiind o formă a sintezei, ca fiind o formă care trebuie să exprime dincolo de imediatețea unei reacții, imediatețea uh, expresionistă a unei uh, atitudini, trebuie să exprime uh, lucrurile gene generice, trebuie să exprime lucrurile în, uh, în toată limpezimea lor atemporală. Era felul în care el considera și uh, care percepea arta și de aceea uh, seninătatea lui ca individ se răsfrânge adesea și în seninătatea, seninătatea unor lucrări ale, ale sale care sunt, uh, sunt foarte, uh, foarte expresive.